Dar important să faci ce-ți place. Ce e un creator de conținut? Și ce facem noi? Când te poți considera de succes și câți bani facem? Creezi conținut sub orice formă, indiferent că este audio, video sau grafică, atunci, teoretic, ești un creator de conținut. Dar cu toții avem ceva în comun în toată treaba asta. Ne folosim creativitatea la maxim pentru a vă oferi un conținut de calitate. Și se pare că merg iar la București, doar că de data asta este un eveniment mai mult destinat mie, pentru că data trecută când am fost la București, dacă nu ați văzut clip, am fost la Comic Con, îl aveți aici în card. Acum mergem la un eveniment puțin mai special și anume Stream Your Dream, organizat de Samsung și cu YouTube România, Samsung România și YouTube România, în care e, practic este un eveniment destinat vloggerilor mici la început și am aplicat la ei. Am aplicat acum o lună, am fost acceptat și urmează să merg la București pentru dita mai eveniment unde vin o grămadă de oameni interesanți. În principiu vin 5 mari vloggeri sau, mă rog, grupuri de vloggeri din România și avem așa George Buhnici, Maximilian Ioan, Radu Constantin, Andreea Bălăban, cei de la Noaptea Târziu și Mikey H. Nu cred că l-am mai zis, nu? Mikey H. Oricum, cei 5 mari vloggeri vor fi mentori la un moment dat pentru noi ăștia mici, așa că de-abia aștept să văd. Va fi totul atât de imprevizibil. Deci fac vlogul ăsta, nu știu ce o să se întâmple, nu știu cum o să fie toată atmosfera acolo, câți oameni o să întâlnesc. Cert este că oricum n-o să plec, nu știu, fără ceva de acolo. Adică o să plec cu probabil mai mulți prieteni, o să plec cu cunoștințe noi, cu oameni faini, noi cunoscuți, și dacă totul este să evolueze, să ducă în altă parte și să reușesc să colaborez cu unii vlogger, poate chiar și mai mari sau și mai mici ca mine, cu atât mai bine, pentru că este genial, sincer, de-abia aștept. Evenimentul ăsta se ține la București, așa că acum este joi seară, mâine plec la București, încerc să fac așa un... uite, e greu cuvântul ăsta. Încerc să fac un itinerariu pe zilele următoare. Deci, mâine dimineață, adică vineri dimineață undeva pe la 11, iau mașina și plec la București. Nu știu cât o să fac, probabil 7-8 ore pe drum. Deci ajung undeva vineri seară, în oră de vârf. O să fie absolut genial. O să fie minunat, aș putea spune. Păi nu, Bucureștiul, dacă Iașiul este groaznic la oră de vârf, mă rog, va trebui să fiu la 9:30. Evenimentul începe la 9:30 dimineață, sâmbătă dimineață. Eu va trebui să fiu... nu mai știu cum se cheamă. Da. Ceva cinema, sala Erica, Epic. Deja vorbesc prea mult. Hai să vă arăt în primul rând ce plănuiesc să iau cu mine mâine și de acum cred că ne vedem dimineață, de fapt dimineață. Ne vedem la drum sau prin București. Serios, deci clipul ăsta este atât de imprevizibil, habar nu am ce să fac și cum o să evolueze toată chestia asta. În primul rând, cel mai important lucru pe care trebuie să-l iau cu mine, hai să vi-l arăt. Hanoracul meu, da? Deci n-am cum să merg la eveniment fără hanoracul ăsta. Deci ăsta va fi practic singurul lucru pe care îl voi purta în ziua aia și o să mă plimb prin București cu hanoracul ăsta. Dacă nu mi-aduce măcar câțiva subscriberi, îl arunc. Nu, îmi place prea mult, este, deci serios, îmi place super mult hanoracul ăsta, cum a ieșit într-un final, nu uitați, swipe up, da? Și pe lângă hanoracul ăsta o să trebuiască să-mi iau și rucsacul de cameră, mă rog, rucsacul pentru cameră, deja am pregătit aici câteva chestii, am aici recorderul cu o lavalieră în cazul în care urmează să filmez ceva cu cineva și vreau, nu știu, un podcast sau ceva, cine știe cu cine mă întâlnesc și trebuie să filmez, așa că mai bine am pregătit recorderul, mai am o lumină aici, o să mai fie un obiectivul pe care l-am acum pe cameră, plus încă unul. Aici mai am și filtrul ND pe care o să-l pun chiar acum. Pe lângă asta o să mai vină evident camera cu care filmez acum și microfonul. Așa că ăsta este cam tot gear-ul pe care îl pregătesc, plus chestia pe care vi l-am mai arătat într-un alt clip. Dacă nu știți clipul, aici, în card. Nu. Aici apare cardul. Gata, l-am nimerit. Și toate chestiile astea o să vină cu mine și o să card. Dita mai Ghiozdanu! Și în sfârșit plecăm la drum. Până atunci trebuie să mă duc să spăl mașina, pentru că e teribilă, e dezastruoasă, e... oh, vai, mamă. Sincer, de când am mai condus-o, mă rog să pornească momentul ăsta. De fapt, hai să vedem dacă pornește. Bă, m-am uitat? Uleiul stă bine. Deci trebuie neapărat
dusă la spălat și alimentat. Da. Bă, hai să dăm, hai să dăm o cheie, să vedem dacă ea. Am emoții. Ui, tati! Bun, mai am de adus câteva bagaje și cred că de acum o luăm la drum. Ha, ne vedem mai târziu. Pa! În București am stat la Mihaela Zvâncă, cea care a creat portofele pe care eu le-am pus la dispoziția voastră într-un concurs în vechiul giveaway. Mihaela stă într-un apartament care se află într-un loc absolut extraordinar. Este fantastic, este o absolută plăcere să-ți petrești timpul într-o asemenea zonă, chiar dacă e București. Ia uitați cum arată un răsărit în București. Fă, Doamne, cât ador priveliștea asta. E absolut superbă. Și am ajuns în București! Nu, glumesc, am ajuns de fapt aseară, dar am fost mult, mult prea obosit ca să mai filmez ceva, așa că acum, dimineață, sâmbătă dimineață, este ora... Lasă-mi notificare. Așa, este ora 8 și un sfert, eu la 9:30 trebuie să fiu la Băneasa Grand Cinema. Am avut foarte mare emoție, eram pe cale să ajung într-un loc, să întâlnesc cu oameni pe care îi urmăresc, pe care îi admir. Un loc care urma posibil să-mi schimbe viața. Să înceapă evenimentul la 9:30, să dau drumul la înscriere. Vai cât a zgomot, o să mă dau puțin mai în spate, că e prea zgomotos acolo. Da, deci la 9:30 o să trebuiască să fiu la Grand Cinema și să vedem ce se întâmplă acolo. O să mă duc să-mi iau o cafea. Am neapărat nevoie de o cafea, să găsesc ceva interesant pe aici, unde să aibă o cafea bună. Și apoi luăm un Uber și ne îndreptăm spre Grand Cinema. Da, m-am urcat în Uber până la urmă pentru că habar nu am, deci chiar nu știu, dacă ar fi fost să iau momentul de față, să iau RATB aveți aici, nu? În București, da. Dacă ar fi fost să iau RATB-ul, nu știu dacă aș fi ajuns la timp, așa că mă bazez pe șofer să mă ducă la fix la destinație. După cât văd aici pe Uber, ar trebui să ia cam 17 minute. Deci ajung în timp, acum e 8:38, deci până la 9:30 ar trebui să fiu acolo, să am și eu timp să găsesc sala Epica, pentru că acolo se petrece tot evenimentul, sala Epica. Bun, hai să facem un birol cu Bucureștiul din mașină și după aceea ne vedem direct acolo. Pa! La Stream Your Dream au venit niște companii care la un moment dat au scos la iveală niște informații despre cum ei își aleg special candidații, mă rog, youtuberii, influencerii pentru a promova anumite produse. Incredibil! Este o întreagă industrie în spate, un proces extraordinar de complex, cu o grămadă de statistici, date și informații, dar noi, într-un final, noi creatorii de conținut, trebuie să ne asigurăm că ce ajunge la voi este un content de calitate. Am încercat să filmez mai înainte, dar n-am apucat nici măcar să scot camera, cum m-a luat unul de la securitate, dar ce faci aici, băiatul? Da, dar acum trebuie să caut o baie, pentru că am emoții și știți cum este când ai emoții, ai nevoie de o baie. Și după aceea să caut rapid sala Epica, pentru că deja este 9:15 și cred că sunt la limită cu timpul. Cred că am găsit Cinema Mall, ia să vă arăt. Ce avem noi acolo sus? Epica Studios Ultra. Vai mamă, ce cred că ar trebui să coborâm pe acolo.
evenimentul ăsta am aflat o grămadă de trucuri, informații, date, sfat și ar fi fezabil să vorbesc despre ele doar în momentul în care chiar se va simți o creștere pe canalul meu. Vreau să le aplic, vreau să văd dacă se merită spuse, pentru că acum ar fi puțin cringe să fac asta, să vă ofer informații având în vedere că eu nu sunt încă de succes. Dar dacă urmează să producă schimbări masive sau schimbări chiar și progresive la mine pe canal și cu brandul meu, atunci o să vă ofer cu cel mai mare drag toate informațiile pe care eu le-am acumulat de-a lungul timpului. Așa că nu uitați să dați un subscribe, stați pe canal să vedeți cum evoluează, pentru că de fapt evoluăm împreună. Toată chestia asta se întâmplă împreună. Yeah, yeah. Cunoscut oameni extraordinari acolo, iar cei 5 mari creatori de conținut care au venit vor fi mentor la un moment dat pentru unii dintre noi, dar ce, când și cum nu știm încă, așa că restul va urma. Nu încercați să aduceți useri, să aduceți comunitate pe videouri voastre, spunând că video e despre altceva. Chiar dacă pare, nu știu, puneți un titlu extrem de catchy, oamenii vin, se uită foarte puțin și apoi pleacă. Asta nu vă ajută deloc.